Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi m-am gândit să fac o prăjitură cu două tipuri de blat. Foarte ușor, nu intrați în panică, se face foarte ușor, cu puține ingrediente, o să vedeți! Dragii mei, mă repet, cu speranța că vă place acest canal, v-aș ruga să vă abonați cei care nu v-ați abonat, v-aș ruga să nu uitați să dați like, să faceți distribuire, gesturile voastre, care de altfel sunt gratuite, pe mine mă pot ajuta enorm, enorm de mult. Dragii mei, haideți împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce-mi trebuie pentru a face această prăjitură pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Așa cum v-am spus, avem nevoie de puține ingrediente și anume 4 ouă întregi, 120 de grame de zahăr, 120 de grame de făină, 2 linguri de cacao, un pic de sare, un pic de esență și un plic de praf de copt. Asta este tot. Așa că o să încep cu ouăle. Pun sarea și voi mixa un pic pentru a crește în volum, după care adaug zahărul. Adaug și zahărul. Gata, dragii mei, am terminat de mixat. Așa au ieșit. Iar acum o să amestec toate ingredientele uscate. Și o să pun praful de copt cu făina și cacao. Iar acum o să le pun în compoziție. Cu mișcări ușoare o să amestec absolut totul și o să bag la cuptor imediat. Pun și esență de vanilie. Tava, ca de obicei, 20x30. Asta este tot. O să bag la cuptor pentru 20 de minute, 180 de grade. Cuptorul preîncălzit. Până când va fi gata blatul, voi face crema. Și o să am nevoie de o jumătate de litru de lapte, 3 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr, 60 de grame de amidon, 2 lingurițe de cafea instant. Știți și voi metoda de a face această cremă universală. Pun totul într-o crăticioară, o să amestec totul, pun pe foc până când se va îngrușa crema și, cum v-am spus, când va fi totul rece, voi amesteca untul. O să separ ouăle. Am separat ouăle, o să pun zahărul, amidonul, un pic din lapte și o să amestec. Și acum o să pun tot laptele. Iar acum o să pun toată această compoziție pe foc până când se va îngroșa. Crema mea este gata. Acum o să pun și cafeaua. Și o să amestec să se topească toată cafeaua aici. Crema este încă fierbinte. Cafeaua s-a topit. O să las acum la răcit crema, așa arată, după care voi amesteca și untul cu puțină esență. Gata, dragii mei, am scos și blatul din cuptor, o să-l las și pe el să se răcească, iar acum o să încep să fac celălalt blat. Pentru acest blat voi avea nevoie de cele 3 albușuri de la cremă, 100 de grame de fulgi de nuci de cocos, 100 de grame de zahăr, o lingură de amidon și un pic de praf de copt, jumătate de pachet de praf de copt și un pic de sare care îmi va trebui când voi mixa ouăl. Și voi începe cu albușul de ou. Și sarea. Și le voi mixa. O să adaug și zahărul. Am terminat de mixat albușurile, iar acum voi amesteca amidonul
și praful de copt. Am amestecat fulgiu de cocos cu amidonul și praful de copt și acum o să pun aici și o să amestec. Și acesta este cel de-al doilea blat. Și o să pun în tavă, din nou tavă de 20x30, tapetată cu hârtie, și o să pun toată compoziția aici. Voi întinde în toată tava, voi nivela frumos peste tot. Gata, dragilor, așa arată, am nivelat peste tot. O să bag la cuptor pentru 20 de minute la 180 de grade. Între timp, crema s-a răcit. Voi pune untul. Untul este la temperatura camerei, destul de moale pe cărburile astea. Și voi amesteca și untul în cremă. Gata, dragii mei, am terminat de amestecat și untul. Am pus și un pic de esență, dar mai pun o dată pentru că n-am filmat. Iar acum o să o dau la frigider până când va fi și celălalt blat gata și răcit. Și această foaie de blat este gata. O voi lăsa să se răcească, cealaltă este deja rece. Când totul va fi rece, o să încep să compun prăjitura. Primul blat s-a răcit și va trebui să-l tai pe jumătate. Așa a ieșit. Iar acum îl voi pune în această formă. Aici am pus 100 de ml de lapte, o lingură de zahăr, iar acum voi umezi blatul. Nu foarte tare, pentru că blatul este foarte pufos. Am umezit blatul și acum o să pun crema. Crema asta la frigider până acum. Gata, dragii mei, așa arată. Iar acum o să vin cu cea de-a doua foaie de pan de șpan, aceea cu cocos. Și am să o pun pe deasupra. Pe aceasta nu o să o umezesc, o să o las așa. Și o să vin cu crema pe deasupra. Iar acum vin cu cealaltă parte de pan de șpan. O să umezesc foarte puțin și această parte. Iar pentru final am topit 200 de grame de ciocolată amară cu 100 de ml de frișcă. Așa, în acest fel, o să pun pe deasupra și o să nivelez peste tot. Pe deasupra voi veni cu foarte, foarte puțin fulgi de nucă de cocos. Așa arată prăjitura mea, dragii mei. Acum o să o bag în frigider pentru 2-3 ore să se răcească bine ca să pot să o tai. Ne vedem ceva mai târziu. Eu am terminat prăjitura, așa arată. A stat în jur de 2 ore la frigider. Ce pot să vă spun? Este extraordinar de bună. O rețetă care merită încercat. Dragii mei, încă o rețetă dusă la bun sfârșit. A ieșit o prăjitură extraordinar de bună, cum v-am spus, merită încercată. Vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți, care v-ați abonat și mă susțineți cu adevărat. Vă mulțumesc din suflet. Pentru acum însă, nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, rămâneți buni!